Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Acesta este al patrulea unboxing de pe campania 2. Și după cum vedeți și după cum v-am spus, mai am aceste două cutii pe care vreau să vi le prezint. Și imediat după acest videoclip urmează și unboxing-ul de pe campania 3, primul de pe campania 3, pe care deja l-am filmat pentru că am ridicat comanda de la curier mult mai repede decât aceste colete de pe campania 2 care au venit la poștă. După cum ne-am obișnuit, încep cu aceasta mai mică pe care o desfac și revin. O să încep cu produsele pe care le-am avut pe comandă. Eu mi-am comandat, după cum v-am obișnuit de câteva campanii, un produs în exclusivitate. Trebuia să-l vedeți înainte să înceapă campania, doar că a venit relativ mai greu acest colet și de aceea e deja în broșura actuală. Am avut pe comandă două, cred, geluri de duș de la Sensis, Lagoon. Ar fi trebuit să fie două. Se pare că e doar unul. Tot pe comandă, trei spumante de baie de la Peony Lotus Flower la 250 ml. Toate trei sunt la fel. Să le dau așa la o parte. Trei loțiuni de corp de la Today la 150 ml, de acestea la borcanel. Din gama pentru îngrijirea unghiilor am avut acest 7-in-1, un tratament pentru unghii. Nu are o nuanță, este pur și simplu un tratament. Cred că este cel transparent, dacă nu mă înșel. Un tratament pentru cuticule este acel batonaș alb cu un fel de cremă albă. Niște perle iluminatoare de la Avon True Color, nu au nuanță, fiind cele iluminatoare, și au venit în set cu pensula tip Eventai. Dacă vă mai aduceți aminte și nu e deja prea târziu ca să vă aduc aminte, a fost setul acela la 30 de lei, la primele pagini ale catalogului și am avut și pe comandă, mi-am și comandat și eu. Mai departe un ruj de la Lux în nuanța Red Haute. Nu vrea să focalizeze pe nuanță. Ok, am reușit. Acest video este filmat la lumina becului, ca să zic așa, și e puțin mai nasol. Pentru că a fost o comandă de minim 200 de lei, am primit un set de 4 produse cu doar 5 lei. Și o să le arăt așa grămadă, apoi o să le vedem pe rând. Prima dată un lip gloss în nuanța Nude Mousse. Nu știu, englezesc cuvintele. O mască de față tip tratament de la Planet Spa. Este cu merișoare, cred că, dacă nu mă înșel, e gama cea mai nouă care a apărut de relativ puțin timp de la Planet Spa. O cremă de picioare de la Footworks la 75 ml. Și o ojă de la Marc Gel Shine în nuanța Nuditude, pe care o să o și desfac să vă arăt. Cam așa arată ea. E un crem destul de șters. Să vă prezint întâi setul, să vă prezint noutatea. Vă prezint setul. Este format din 4 produse și câteva mostre. Parfumul nou din campania 3, Her Story, la 50 ml.
Noul șampon de la Advanced Techniques, Ultimate Shine. Nu știu neapărat dacă zic bine nou, pentru că este o variantă îmbunătățită a aceluia verde, cred. Pe acela nu-l veți mai găsi în broșură din campania 3, îl veți găsi sub această formă, tot negru, doar că cu această bandă sclipicioasă, așa. Ok. Un spray de corp care este în catalogul campaniei 3 la primele pagini, la Avon Naturals, la 100 de mililitri, cu liliac și gardenie. Noua mascara Avon Euphoric. Ați văzut-o, am desfăcut-o în primul unboxing din această campanie sau în ultimul din campania 1. Nu mai mi-aduc aminte exact, dar cred că în ultimul din campania 1, pentru că a fost o noutate. Și v-am făcut și swatch-ul și v-am arătat și periuța acolo. Și în set au mai fost incluse și două mostre, ambele de la New, una de la serul Ultimate și cealaltă de la serul cu vitamina C. Și au mai fost incluse și 5 cataloage în acest set și am mai comandat eu 3, cred. Și cred că mai sunt și în coletul celălalt câteva broșuri. Iar noutatea este această cutiuță care include 3 bombe de baie. Este o noutate la Avon. Sunt 3 bombe, una este cu portocală, una cu miere și una cu lavandă. Inițial am vrut să o comand pe cea care avea una albastră tip avocado. Cam așa arată piluțele, sunt înfoliate individual ca să nu se sfarme. O să le scot așa și o să vi le arăt pe toate trei. Sunt destul de mărișoare. Dacă mi-aduc aminte bine și să nu zic prostii, bombele de baie cred că au fost 21 de lei în My Avon Magazine și cred că acum sunt 26 sau 27 de lei. Sper să nu zic aiurea, puteți să verificați în catalogul curent. Desfac și următorul colet și vedem și ce este acolo, pentru că aici mai am doar cataloage și alte hârtiuțe. După cum v-am zis, am comandat mai multe geluri de duș. Sunt așa aici toate. Cred că am comis-o de data asta. În această cutie este setul de la Encanto Charming. Este cel mai nou produs Encanto pe care l-au scos cei de la Avon. A apărut în campania trecută și pentru că, de fapt, dacă o comandai în valoare de minim 120 de lei, produse Encanto, aveai reducere 45%, sper să zic bine. Și dacă, deci era un set, era 120 de lei și îl luai cu 85. Erau bune de luat pentru oferit cadou și chestii de genul acesta. Practic au fost două comenzi și eu vi le arăt la un loc pentru că ar fi ieșit un videoclip mult prea scurt. De fapt, ar fi ieșit două videoclipuri mult prea scurte dacă le-aș fi prezentat pe rând. Aici am patru geluri de duș de la Senses Lagoon și cu cel pe care vi l-am arătat mai devreme, 5. O să le dau la o parte. Ok. În acest colet a venit și un gel de duș de la Senses care nu a venit acum două campanii, a venit acum la 250 de mililitri. Făcea parte dintr-un set și nu a fost atunci pe stoc și a venit acum. Tot pe comandă am avut un fond de ten de la Power Stay. Este nuanța Natural Beige și o să vă și arăt cum arată el așa. Ambalajul fiind mat,
culoarea pare puțin mai deschisă decât este ea. Bine, și pe cameră este puțin denaturată nuanța, dar clienta l-a considerat pe acesta fiind bun pentru ea. Și din nou am aici setul de 4 produse, pentru că am făcut o comandă de minim 200 de lei. Nu vi le mai prezint pentru că sunt aceleași. Mai am aici mostre de la parfumul Her Story, două la număr. Și mi-am mai comandat, de fapt pentru mama am mai comandat, două tip fiolele acelea de la Aniu, care au apărut acum, de la Plumping Shot, care au protinol. Dacă mă urmăriți, ați văzut în primul unboxing de pe campania 2 că am primit un produs de la Boostor. Acel produs era un set de 7 fiole de la Aniu Skin Reset Plumping Shot. Iar eu am mai comandat încă două pentru mama, pentru că a vrut să mai prelungească puțin tratamentul. Aici mai am din nou cataloage, destul de multișoare. Și pentru că nu v-am arătat în celălalt colet, o să vă arăt aici. Mai am un pliant de la Nova Club. Ofertele pentru reprezentanți, pentru campania 3. Interviul cu Simona Halep, pe care l-a primit orice reprezentant, care a plasat comandă în campania 2. Mai Avon Magazine, pentru campania 3. Și acele pliante care vin atașate catalogului. O să las pe fundal catalogul campaniei 3. Campania a început și, după cum v-am spus și la început, la începutul videoclipului, urmează să postez și unboxing-ul de pe campania 3, probabil zilele viitoare, deja am filmat, și urmează și răsfoirea catalogului 4. O să vedeți în videoclipul celălalt cât de frumoasă este cât de frumos este catalogul, cât de frumoasă este coperta catalogului și noutățile care vin. Eu v-am pupat, vă mulțumesc că mă urmăriți și nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Bye!